Vedeta show-ului a fost un tânăr din localitate deghizat în maimuță. Ce înseamnă pentru tine Harlem Shake? Un dans la care toată lumea face ce vrea și atât. Dansezi și acasă și la școală? Nu. Deci la școală nu faceți prostii. Doar așa, de distracție. Acum. Și ce zic părinții tăi? Nimic. Adică nu au nimic împotrivă. O nebunie. Ește din comun. Adică ce vă dă? Vă dă un alt tonus, adrenalina la maximum? Adrenalină, o distracție. O dată se întâmplă chestia asta, nu de 10 ori. Să atrag atenția! A, de să atragi atenția! Fotografie. Harlem Shake nu merge necostumat? Nu. Neapărat așa, nu? Da. Chiar dacă au întâmpinat ceva probleme organizatorice, tinerii mangalioți nu s-au dat bătuți. Cea mai tare melodie și cel mai tare dans din toată lumea asta! Părinții tăi ce zic? Te-au văzut? Da, mama m-a văzut, nu mi-a zis nimica. Am venit să mă distrez normal. Ce înseamnă pentru tine Harlem Shake? Un dans nebunesc, să ne trăim viața. Ideea e să ne distrăm. Cel mai mult asta ce contează, să ne distrăm, în primul rând. Fără inhibiții, cu adrenalina la maxim. Da. La filmări au participat și câteva persoane mai în vârstă. Foarte bine pentru tineret că mai au și ei un motiv de a mai ieși din casă și să se distreze și ei. Adică nu sunteți împotrivă, nu? Nu, nu, din contră, chiar îmi place. Cum să nu-mi placă? Că se distrează. Ce părere aveți de ei? E frumos ce face. E frumos că se joacă, sunt inimoși, au viață în ei. Da. Când erați tânăr, vă distrați și dumneavoastră, dar nu așa, nu? Noi pe vremea aia aveam alte... Cum era pe vremea dumneavoastră? Păi nu aveam nici televizor, nu știți, ne uitam la bulgari. Super, super! Adică n-aveți nimic împotrivă că se distrează așa, nu? Nu, chiar ne bucurăm pentru ei. Super bine, mai ales cei mici! Ideea mi-a venit așa, pe loc, într-o seară era la un prieten acasă, căruia îi plăcea măscăreala. Și să facem și noi o măscăreală. Și i-ați adunat repede, văd că au gustat astăzi spectacolul. Da, în 4-5 zile s-au adunat. De ce ați făcut asta? Pentru că nu sunt posibilități de distracție mangalia? Ba da, sunt, dar de ce să nu o facem dacă au făcut-o și alții? Ce înseamnă pentru dumneavoastră Harlem Shake? Harlem Shake, nebuneală maximă. Rezultatul a fost unul pe măsura așteptărilor, spun participanții.